facă și Carolina. Salut! Noi suntem Cocolis cu dulceața noastră. Ia uitați, avem aici pe Carolina Bubulina care stă. Este timpul, Carolina, să-l cunoști pe prof. Proful... Ai fost până acum acasă la el? N-ai fost, ai fost la alții, da. Proful cu chelia și să vedem pe ce-i vorba aici, așa că voi ar fi să rupeți bunul de cu like pentru episoade de cât mai șmechere. Da, avem aici cică un update ceva, ia să vedem spre ce este vorba. O apărută chestia asta, mind control. Mind control. Deci, dar învață-i pe Cocolis, că știu că tu știi, dar nu vrei. Nu vrei să vorbește corecte. Dar de ce vorbește corecte? Pe noi de venite școli? Ce? Nu de azi e școală? Ce? Nu de aici este școală? A. Hai să facem un profesor o farsă, bun. Ia uite, băi, au venit. Ăștia să... Și-o băgat chestii la cap. Asta e singura casă toată ziua. Și cu muzica asta, ce face cu muzica asta? Hipnotizează oamenii. Oh my god. Ce zic eu, să hipnotizăm pe ei? Yeah. Să-l hipnotizăm pe el. Ai, frate, dar în casa asta nu prea știu ce să fac, nu mai știu ce să caut. Change the frequency of the piano. Acum mă duc. Să schimbăm frecvența pianului. Cum? Cum se face și ceva? Dar ușa de ce nu merge deschid? Este vreun dintre voi care are pian și știe cum să schimb? Adică... Pur și simplu câți la el de aiurea, nu? Find way to make ear... Se fac... malfunction. Să găsim o cale prin care să stricăm căștile. Vine cu ziarul, parcă și o muscă! Da. Nu poți acolo, așa. Ba da, pentru că subțire și tu ești grea și nu pot. Hai de cap, nu poate și el! Mai încerc că se, nu se sperie, Carolina. Față. Car, nu te speria, te rog. Hai de... de ce stai, nu se lasă, asta fugim cu Cristina, ce mă fac? Băi, ce față are. Fugi, Felix, fugi. O să mă urc, deoarece așa te așteptă urci când vrei să scapi de un câine. Stai și el nu poate să urce, nu? Fraierii... Ok, asta, mă scunde aici să mă vadă. A rămas acolo blocat? Fraierii... A intrat înăuntru, ci că a plecat. Ok, foarte că te teamă stața. Șurubelniță, iau și o șurubelniță, am și o viață șurubelniță. Auzi, mădulea... Da, ce așa chestii pe care găsești mai deosebit. Cristina, da, așa am găsit, am și... Cum poți să streci o preche de căști? Da, dacă trebuie să le scot cu șurubelnița șurubul. Nu te-ai gândit la asta? Da. Mi s-a făcut foame. Pâine n-am luat. Hai ce? Să vedem ce câți îmi place. Le bag în apă. Le bag în apă. Aș mânca. Nu? Da. Arunci cicea cu piele și s-au stricat. Ce aici? Cu banană stricată. Hai repede, unde sunt căștile? Mă duc la etajul jos să văd ce pe acolo. Dar căștile unde sunt? Dar nu să știu. A, cred că erau pe la pian, nu? Da, n-au nimic la pian. Hai în casă, mă duc la etaj. Tem. Asta e camera de biliard. Nu-i nimic și aici. Bă, dă-vă încolo. Sala de sport. Toți ăștia au sala de sport. E profa și proful. Sunt un cuplu foarte sportiv. Ah, lasă mă pierd în baia asta. Trebuie să fim super atenți că ăștia sunt micuțe, știi? Ce s-a întâmplat? S-a dus la pian să cânte, dar nu a stricat căștile. Acum și copii. Stai puțin, el vrea să hipnotizeze pe copii. Ia uite, ca să le spele vasele, să le fac curat. Doamne. Băi, nu-l judec. Nu-l judec, e interesant. Auzi, dar nu-i se pare corect la copii. Bun, hai că îți dai seama, dai bani, te duci la pregătire, te hipnotizează proful, se faci curat în casă. Ah. Dai skip. Hai, poți da skip, pipi. Ok. Schimb frecvența la pian repede, asta știi să faci. Dar nu da, acum! Nu schimb, că dacă schimb frecvența, atunci după aceea nu știu să cânte la pian. Așa. O să văd ce pe sus pe acolo. Atunci dă-i hint. Puteți să deschizi portbagajul. Ce te vrei să... Modulator device, am făcut asta. Da, știi, de-aia am zis că... De-aia am zis că îți folosești hinturile degeaba. Să faci prima dată aia. Pe care deja o știi, da, vezi? Da, am făcut asta. Acum trebuia să dai hint. Find water jug, am găsit asta. L-ai găsit? La bucătărie. Ah, da. A,
Așa, și acum probabil unde sunt căștile astea? Mă duc eu la etajele, că nu mai dau bani pe hinturi. Uite încă din asta. Ia și foarte lumea. Nu. Sus, ce să fie la etaj undeva? Ce petiță perfectă avem, nu mai pot de dar eu o iubesc. E atât de frumoasă. Și înțelegătoare că nu trebuie să filmăm. Mami, tate, eu rezist atâta timp când voi faceți videourile. Da. Cunoscător. Hai ia-l. Băi că le iau în loc de farfecă. Că trebuie și după aceea să le și usuc, știi? Da. Ma, unde sunt ăștia căștile? Păi de-aia, ți-aș fi zis să dai un hint? Stai! Sau de fapt lasă, caută-le că tu ești gamer. Sigur o să le găsești. Păi, eu zic gamer adevărat de hint. Că am găsit tot ce, știi? E locul borât. Oricum, cam știm ce trebuie să faci, așa că... Dau hint. Earplugs are placed on the table in the sitting room ground floor. Ești perfectă, Carolina, te iubesc. Nu! Iar s-a dus la pian. Ai, eu cred că ai un mic timp la dispoziție? Trebuie să faci repede? De asta am zis, ultimul lucru trebuie să faci asta. Știi? Ah, ok. Da, da, prima dată îți zice să faci asta. Păi da, că așa, ca să... nu-i adevărat. Ce frumoasă e păpusica noastră. E superbă. Bună, că mai știu ce să fac. Caut prima dată căștile. E, acum știu ce să fac. Cred. Mie nu vine să cred cum hipnotizează ei copiii. Hai că mai reușim. Bun. M-am prins ce să fac. Hai să iau cu mine și azi chestia asta. El stă acolo la televizor. Dar asta nu-i salon, nu? A, unde zicea că-s căștile pe masă din salon? On the sitting room. Uite, aici? Nu, cred că mai este și altă. Da, da, da. Mă duc să iau de sus uscătorul, parcă doar asta era. Nu știu cum stă ca un boss. Știu. Vezi că el e pe aici. Ăsta este dormitorul lui, ai grijă. Aici sus e? Da. El nu-i jos, e sus? Da, era sus. Ăla e dormitorul lui sus. Și ce n-a știut? Ce, iei două dintre astea? Nu, no, a prins. Nu mai știu să mă fac în viața asta, începe școala și stresat. Dar de unde să știu eu, zi-mi și mie, de unde să știu eu că el era la etaj? Tu de cum ți-ai dat seama? Pentru că i-am recunoscut dormitorul. Dar bine că tu știi ce cum au profesorii în casă. Păi dacă a fost atât de multe ori la el stai acasă. Stai că reușim acum, reușim. Doamne, ce frumoasă e păpușa noastră. Gata, acum reușesc. Deci el e sus, mă duc jos, îi stric căștile. Mă rog să le găsesc, gata, nu cer mult la viață. Deci aici jos, la parter, hai să găsim prima dată căștile, da? Da. Vezi că am întăsit. Aici jos, mai este o cameră, așa, de lounge, cum să zic. Da, iubita. Dar nu asta. Uite uscătorul. Tati, găsești acolo căștile, cum îți zice mami. Stai, iubi. Asta cred că-i. Sau asta, una dintre astea doi. E biblioteca, nu cred că e aici. De ce e la bucătărie? I need to stay strong in order to crush those little pests. Ok, nu sunt aici. Mai este vreo cameră încolo? Acolo mai una, da. Da, una sau două. Mai sunt camere multe. Ia să vedem. Uite aici, aici trebuie să fie, nu? Este vreo măsuță aici. Bă, eu folosesc hint! Folosește hint, dar chestia este că o să îți dea hint pentru lucrurile astea alte. Le-am găsit, hai să dau hint. Da, iubi, ești perfectă. Earplugs are placed on the table in sitting room ground floor, ok. Acum trebuie să dăm apă pe căști. Dar unde sunt? Hai să ne uităm cu atenție, pe aici vreo măsuță? Sitting room ground floor. Deci eu nu văd căștile alea. Ia să vedem, deci sunt micuțe și sunt pe o masă. Aici nu-i. Sitting room. Care-i sitting room-ul? Care are de multe room-uri? Să coboară. Sunt de vadă. Știu că trebuie să pui apă pe ele. Da, dar acum e important să le găsim. Carolina, iubita! Nu, cântă la pian! Vino! Așa. City room, ground floor. Unde sunt? Da, iubi. Carolina este la pauza de masă. Și noi o să găsim acum căștile, pentru că în partea asta nu ne-am uitat. Ia uitați. Câte căști sunt? Băi, deci sunt patru. Pentru patru copii. Ok, deci ai vărsat apă și după aceea le-ai uscat. Și acum trebuie să fugi și asta e tot? Stai să fug!
Vai, ce farsă simplă. Este. Ok, am reușit farsa, auzi, sunt campion. Auzi, care e faza? Care e faza? Acum e posibil să fie el cel care este hipnotizat. Poate copiii stau și el spală. Carolina e în pauza de masă. Că na. Fain. Așa? Ia să vedem. Hai copii să... A, n-am pus atea la pian. N-ai apăsat-o? Nu. Ba da, uite că e apăsată. Macarena, Macarena! Era melodia cum azi manele. Înainte la Macarena. Da. Uite și pe ăștia. Dansează toți pe Macarena. Toți simnotizați. Da, ce? Era muzică faină. Era fain. Da. Și-o dansa Macarena când eram mică. Super tare, mai avem o față și o să vreau să fac un episodul ăsta, că până la urmă, dacă nu faci față de profesori... Voi ați dansat vreodată pe Macarena? Cum să nu? Tu ai dansat? Nu. Nu? Niciodată în viață? Nu. Da. Recunoaște. Cum să dansezi Macarena? Niciodată. Nu știu cum se dansează, am văzut-o. Tu ai dansat? Da. Pe ești fată. Ce vrea să facă, ce vrea să facă proful? Ia uite, face supă. Băi, prof bucătar, să vină și pe la noi să ne facă de mâncare. Uite că arată bine, se pricepe. Trebuie să găsim ingrediente la care el este alergic și să-i le punem în mâncare. Hai să încerc fără hint. Ești curajos, nu? Te simți curajos? Așa, un minut. Pe laptop acolo sus. E, are acolo probabil o listă. Da. Cu alergiile lui și noi trebuie să-i luăm carnețelul ăla să citim. Acum mă duc! Doamne profesor, de 2 lei. Vin acum. Unde e proful? Coboară? Da, dar ai ghișit să nu te vadă. Tu urci când el coboară, da? Ei, ce are profesor, profesor? Cred că aici ține laptopul. Hai să vedem, mâncare cameră. Arată de multe camere. Nu e aici. De-aia asta cu mine, cum mai folosesc. Vezi, tu ești băiat, tot timpul te atrag chestiile astea. Eu nu le-aș păi și cum deschid ușa dacă trebuie? Uite, asta cum o deschid? Păi nu o deschid. Da, dacă trebuie. Uite. Aici nu. Unde e dormitorul ăla? La etaje, nu? Da, că el de acolo a coborât. Da, el a coborât lângă scările alea mici, acolo trebuie să fie. Uite-l. Da, uite. Da. Allergy report, ia să vedem. Dacă trebuie să iau asta. Sau tai. Să mă uit. Mi-a lăsat-o chiar lângă. Ca să nu fie ușor. Ia să vedem la ce. Are două. La milk și la... Este alege la piper și la borax. Ah, ok. La piper și la borax. Bine. Să iau asta, să pun apoi. Ah, ca să nu vadă. Și cum fac? Are 58 de ani. Da? Așa scria. Patient age. Deci piper și borax, da? Acolo. Deci ne ducem la bucătărie și găsim piperul, dar boraxul unde îl găsești? Da, o hint. Nu știu ce e borax. E din ăla ce făceam noi... La slime. Ah, slime. Stai că el urcă acum. Deci cocolicșilor, să vedem ce se întâmplă. Sunteți curioși? Cum o să arate proful după ce are alergia? Ah, super ăsta te supun. Ah, hai să punem piper. Unde e piperul? Poate pe aici undeva? Ok. Domnule, unde ții tu condimentele? Ia zice. Hai bă, hint, că până la urmă... Hai să vedem unde Black pepper on the fridge, pe frigider. Ce prost. Trebuie să le pui la toate sau aia lui doar? Aia, doar aia este lui. Și boraxul? Unde-o fi boraxul? Find detergent. Unde asta? Detergent in the ground floor's bathroom. E baie aici are jos? Are și baie aici? Prima oară când aud. Poate n-am fost noi atenție asta să vedem. Unde ești de baia? Aici nu e baie. Poate o fi o baie conectată la un dormitor, Felix. Hai de viața mea. Ugi să nu te prindă. Da. Aoleu, aici o să meargă mult după tine. Ah. Pleacă din casa mea! Aici e baie? Nu. Undeva unde e dormitorul. Nu, nici aici. Vai, fugi repede undeva. De posibil pe aici. Uite aici, în partea asta. Yay! Ai găsit! Și acum hai să punem detergentul în mâncare. Haide. Chiar să punem în mâncare. Nu e cam ciudată faza, nu pun detergent în mâncare. Cred că toată lumea ar fi alergică la detergentul în mâncare, nu-i bine să încerci asta. Nu, faceți prostii din astea, că... Hai, fugim! Run before the neighbors comes!
vrei să vezi prin care parte? Ok, hai că te descurci foarte bine, că descurci hinduri. Ai, dar de ce? Lumea o și uita cea... Ai, mă, Cristina, de ce zici din astea? Stau aici pe asta de bălegăreți. Ai găsit foarte bine piperul de pe frigider. A, nu știu ce s-a întâmplat acolo. L-ai găsit din prima. Dar cine își pune piperul pe frigider? Piperul se pune cât mai aproape sau sarea ca să pui. El l-a pus acolo pentru că este alergic, de-aia l-a pus de departe. Dacă e alergic, de ce o cumpărat? Pentru musafiri? Da, nu știu, a, da, poate pentru musafiri. Musafiri, fire, profă, cu da. Constanță. Hai să vedem. Presupun că o să se umfle fața sau ceva. Tam. Dacă stă cu buzele, zici că e piții. Înțeleg, de ce e verde? De Halloween. Tu mai terminat Halloween-ul. Hai să vedem. Și mă bucur că am făcut nimic, ia să vedem. Asta mănâncă pe canapea, el e rebel. Las puțin ce se întâmplă, de ce trebuie să vină gorila? Ok, trebuie să recunosc când fac parte din astea la profesori, parcă viața, parcă văd altcumva are viața. Sens, are sens. Eu v-aș ruga să rupeți butonul de cocolike dacă sunt jocuri pe care vreți să le jucăm cu Carolina Bubulina, scrieți în comentarii. Și ce părere ați dat? S-a urcat foarte bine gamerul, nu? Fără hinturi.